Ăsta era la vracul pe care îl căutam eu la, la Harpun. Bineînțeles că nu stăm degeaba și mergem la pește. Bună dimineața, mainailor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi sunt foarte, foarte hotărât. Trebuie să mă duc neapărat să prind un pește. Ieșim cu caiacul în larg, dar avem o misiune mai deosebită astăzi. Trebuie să mergem, după ce stăm vreo oră, o oră jumate, două, aici prin zona asta, trebuie să mergem tocmai în Alechi cu caiacul. Sunt 7 km jumate pe stradă, aproximativ 6 km pe apă, până în Alechi. Trebuie să mergem, pentru că acolo o să fie trupa la plajă. Nu mai stau să mai pierd timpul, să mai plec la 9 de la pescuit, până ajung la 10 la pensiune, nu are rost. Ei oricum sunt în zonă, așa că o să mă duc cu aia cu direct acolo, las mașina aici până diseară, iar diseară, după ce terminăm plaja, mă întorc înapoi cu caiacul aici. Luăm și echipamentul de scufundări cu noi, plus harponul, poate intrăm și în apă. Am o problemă, am o infecție pe partea dreaptă, am o durere de cap. Când intru la adâncime foarte mare, trec de 7-8 metri, dar vedem, poate mi-a trecut, poate nu. Iau cu mine absolut tot, inclusiv undița, boblere, harpun, mergem să vedem dacă reușim să prindem un pește astăzi. Haideți cu mine! Am plecat! Haideți să vedem ce reușim să prindem! Să-mi bag eu întâi telefonul, să-l asigur. Gata, aruncăm prima lanțetă. Aruncăm și a doua lanțetă. Mai nailor, gata, ne oprim aici. Golfulețul e foarte, foarte frumos. N-am prins niciun pește, dar luăm pauză și asta pentru că trebuie să intrăm în apă. S-a încălzit, eu deja dau de 20 de minute la padele. Trebuia să fi intrat un pește. Dacă n-a intrat, scoatem lansetele, punem pe noi costumul, dar întâi să vedem ce adâncime are apa, pentru că e foarte important. Dacă adâncimea este prea mare, ne vom muta.
Am reușit să nu scap în apă. Băzdâcu. Ăsta este băzdâcu. Da. Pune-mi costumul pe noi. Am ancorat caiacul, am găsit adâncime de 6 metri. Știu asta pentru că am 7 metri la funie. Așa că avem adâncimea ideală pentru funia pe care o am eu la mine. Mergem, stăm foarte puțin în apă, jumătate de oră, maxim 40 de minute. Că avem un drum foarte lung de făcut până în Alice. Și avem de mers vreo 7 km, 6 km până acolo. Și nu știu exact, dacă o iau exact postier, s-ar putea să fie la fel cât este și cu mașina, 7 km. Dar un negru de nicăieri, azi avem o zi lungă. Și sperăm să prindem un pește. Deocamdată n-am reușit. Am încercat toată zona, toată coasta. Mă așteptam să prind unul, sincer, dar asta e, așa e la pește. Sper să țină caiacul pe loc. N-am deschis ancora, am lăsat-o închisă. Nu sunt valuri, nu sunt curenți. Gata. Ne lăsăm la apă. Bainailor, gata, ieșim din apă. N-am reușit să fac mare lucru. Sunt foarte, foarte supărat. M-am luat și durerea de cap foarte tare. Aceeași problemă pe care o am în partea asta. Am reușit să prind doar 2 sargos. Foarte nemulțumit pentru că am ratat un dentex. Am mai văzut un dentex foarte mare, la vreo 2 kg, 3 kg, foarte mare. După care am ratat un grupăr, nu știu, 1 kg, 1 kg jumate, iar cireașa de pe tort a venit la sfârșit. Când am ratat, cred că a fost un grupăr, dar ceva foarte mare. Nu știu, 5, 6, 7 kg, 8 kg, abar n-am, ceva foarte frumos, foarte mare. Apa tulbure, bănuiesc că a fost grupăr, era așa țepos, a venit rapid prin față dintre pietre, reacția mea puțin mai întârziată a făcut să ratez. Am tras în piatră, era captura vacanței, clară treaba. Bine, și dentex-ul, dacă prindeam pe al doilea, n-am mișcat apul deloc, am stat... Deci n-am mișcat nici capul, l-am văzut cu coada ochiului, am făcut din gât, am făcut cu jucăriile mele pe care le-am pe aici. Nu s-a mai întors. Oricum am o durere foarte mare de cap. Clar, am o infecție la măsea undeva aici, în dreapta, nu știu ce. Ceasul e 9:36. Trebuie să plec către Alichii, am de mers vreo 6 km. Foarte nemulțumesc, și asta pentru că am luat doar alicii ăștia mici. Hai dăm la pește, poate mai prindem ceva.
mea și cu Dentex-ul la primul. Și primul, oricum, a fost foarte frumos și primul, dar al doilea a fost mult mai mare. Dar grupul ăla, dacă îl prindeam, cred că era grupul, să nu cumva să fi fost altceva, dar altceva nu prea mă duce cu gândul. Ce ar putea să fie așa țepos? A fost prea rapid și destul de tumbură apa și nu am reușit să-l identific, dar să nu fost corvină. Cum se numește corvina aia, că am și uitat, am un lapsus acum cu durerea asta de cap. Milacop, să nu-i fost milacop, dar nu cred, pentru că ăsta era țepos, eram pe 10 metri, a venit foarte, foarte repede. A fost departe de mine, dar a venit în viteză și n-am reușit să-l prind. Asta e, ce să facem? Nu putem să prindem tot ce vedem. Ia-mi că o să mă doară capul, pentru că așa am pățit de fiecare dată. De când am venit aici. Am zis că sunt sinusurile la început, dar se pare că nu sunt sinusurile, se pare că am o infecție. Foarte frumoasă zona de altfel, fundul undeva pe 10 metri. Se mai ducea și pe 12-13. Ideală pentru scripturi, dar n-am reușit să simt. E clar, e Dentex aici, în zona asta. Dentex frumos. Dar asta e, trebuie să mai încercăm. Dar cu alte ocazii, pentru că astăzi este ultima zi pe care o petrec aici în Grecia. Gata, ne punem în mișcare. Scot ancora. Plecăm. Gata, mai nou, l-am ajuns în Alichi. Nu mi s-a părut chiar așa mult, toate că îmi arătau cam 5,86 km pe hărți, pe hărți Google. Nu mi s-a părut greu, toate că este un caiac gonflabil și merge cu viteză mult mai mică. A fost relativ ok, mai ales că m-am oprit la scufundări, am mai ridicat roa în aer, a fost super ok. Mergem la plajă, ne odihnim, o să mai ieșim mai târziu. O să încercăm și pe lângă stânci pe acolo, o să o luăm stânga. Dezamăgit că nu am prins nimic la undiță și dezamăgit că am ratat peștii frumoși cu harpun. Culmea, i-am luat pe ăștia mici și nu i-am luat pe ăia mari. Asta este. Pare foarte rău de Dentex, pentru că Dentexul este cam cel mai bun pește de aici, dar și grupărul cu Dentexul sunt cei mai buni pești din Mediterană. Și i-am avut pe amândoi în fața armei. Se mai întâmplă să și ratăm, nu este nicio problemă, așa învățăm.
Marinarul a rămas cu doi pești până la urmă. Dar asta e, tot e bine, îi prăjesc repede că trebuie să fugim. Mergem la plajă, așa că mă apuc repede de ei, să fugim la plajă. Îi crestăm puțin pentru că îi facem în ulei. Nu avem ce ne trebuie să îi facem cu foaie de sare sau la grătar. Îi crestăm, îi facem în ulei și fugim. Primul este gata, Sargos. A venit și al doilea. Marinarilor, ne punem în mișcare. Am stat ceva vreme pe plajă. Am mai făcut încă o tură încoace în stânga, în golful din stânga, din Alichii. Nu am reușit să prind niciun pește. Trebuie să plec pentru că trupa se pregătește să strângă catrafusele și să meargă să facă un duș și plecăm la altă plajă. Ia uitați-vă ce frumos vine velierul să acosteze în zona asta. Foarte frumoasă zona de altfel, o zonă unde vin o grămadă de veliere să acosteze. Zona de nisip, perfectă zona. Da. Nu sunt greci, dar uite, sunt polonezi, ceva de genul. Ne punem în mișcare și asta pentru că mai avem de mers încă 6 km, pentru că avem mașina la mănăstire. Mergem înapoi, mai vine un velier. Da, foarte, foarte multe veliere vin aici. Se pare că se cunosc cu cei din stânga de acolo. Mergem pentru că mai avem încă 6 km de dat la padele. Foarte mult. Și o să fac o oră și ceva. Bineînțeles că lăsăm iar lansetele în spate. Și poate până la urmă reușim să prindem un pește și la lansete. Vedem. Oricum, plimbarea e cea mai frumoasă. Coasta lor e superbă, superbă. Gata. După mai bine de 2 ore am ajuns înapoi la mănăstire. Mănăstirea așa zic eu, de fapt aici în dreapta este plaja Arsanas. Da, am ajuns și la a doua plajă, Golden Beach. O plajă la care am mai fost, dar mi-a plăcut foarte mult. Gata, am stat 10 minute pe plajă. Deja mă plictiseam. Mergem, intrăm în apă să vedem dacă zona asta este mai frumoasă. Anul trecut a fost foarte frumoasă, am văzut mulți pești. Vedem dacă este la fel de limpede. Ăsta era la vracul pe care îl uitam eu la harpun. Da, n-ai harpunul, vezi la vracul.
gata baia, foarte frumoasă zona. Golden Beach cred că rămâne cel mai frumos loc din Tasos, cel puțin după părerea mea. Nu plaja în sine, cât zona asta din dreapta de aici cu muntele, cu apa, foarte, foarte frumoasă zona. Haideți să ridicăm puțin și drona să vedem cum se vede Golden Beach de sus. Ne-am jucat și cu drona. Bineînțeles că nu stăm degeaba și mergem să dăm la pește. Am luat lanseta, am voblerele în rucsac. Am văzut câțiva lavrași foarte frumoși aici pe capul digului. Poate reușim să agățăm unul. Da, băș de pescuit. Foarte multe plase. Ancără frumoasă. Palmieri ăștia foarte, foarte frumoși. Oh, și o măță mică. Miau, miau. Ce faci, măi, măță? Miau.
Și nu mai muță, mă. Hai, poate prind un pește să-ți aduc. Stai acolo. Stai și odinește că mă duc eu singur. Da, ăsta este locul unde am văzut lavracul. Hop, și este un pescar aici. Da, este un pescar aici. Haideți să ne-am la ce dă. Hello! Salut! Salut, român? Da! Ha, ia uite ce ne întâlnim noi aici, în Grecia, români. La ce dai? Băi, tata, dau cu niște tetic de ăsta, că nu am cu ce să dau. Am înțeles, ai prins ceva? Nu, acum vine. Eu vreau să dau la vover, am văzut câțiva lavraci și încerc să prind un lavrac. Dar să vedem dacă am șanse. Am văzut unul pe acolo destul de frumos și câțiva aici. Când acum? Acum jumătate de oră am ieșit din apă. Marinarilor, am tot încercat la frâște, s-a pus soarele, intru puțin în apă și revenim, mai încercăm, mai avem timp. Dar e prea cald, așa că luăm o pauză. Marinarilor, încheiem partida de pescuit fără nicio captură. Dar nu este nicio problemă, a fost foarte relaxant, liniștitor, am făcut și o baie. S-a pus puțin vântul acum, așa că am să mă retrag, mă duc înapoi la plajă, plecăm cu toții la un restaurant să mâncăm ceva. Astăzi este ultima zi pe care o petrec în Grecia, o zi foarte reușită. Am fost cu caiacul, am făcut speed fishing, am făcut scufundări. Am dat la pește. O zi foarte, foarte reușită, cum ar trebui de altfel să fie toate zilele noastre când ieșim sau când mergem în concert. Așa că, marinarilor, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru mine contează foarte, foarte mult. Dacă sunteți nou pe canalul meu de YouTube și v-a plăcut, abonați-vă. Iar dacă vreți să mai auziți de mine în viitor, apăsați pe clopoțelul ăla din dreapta de jos, pentru că v-a notificat de fiecare dată când voi posta ceva nou. Marinarilor, v-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.